Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Vremurile sunt insuportabile, prin urmare, astăzi cel puțin nu vom aborda un subiect insuportabil, dimpotrivă, unul fascinant, pentru ca să ne mai spălăm sufletele puțin. Un cronicar peste mileniu este, peste milenii. De ce peste milenii? Pentru că, așa ca și dumneavoastră, ca și mine, dar domnia sa în cu totul altfel, într-un fel absolut special, a parcurs finalul de mileniu, începutul de mileniu. Este, mi se pare, absolut fascinant. Nu toți trăitorii pe acest pământ au șansa să stea cu un picior într-un mileniu și cu cel de-al doilea în alt mileniu, nu-i așa? Scurt. Domnul Ion Topolog Popescu, scriitor și cronicar, cum spuneam, îmi place mie, sper să agreze și domnia sa acest atribut, membru al Uniunii Scriitorilor, din câte știu eu, de undeva din 1970, dacă nu 1970, da? E bine. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Și eu vă mulțumesc, bun găsit din nou la emisiunea dumneavoastră, de Din mult n-a nou, mai fost, peste ani. peste ani, da, răscrucea de veacuri. Sextil Puștaru a scris memoriile acelea călători pe două veacuri. Iorga are de asemenea. Începusem și eu un jurnal, chiar în 89, uluit de ce se petrecea, fiindcă, de fapt, ceea ce pe mine mă ținea atunci într-o tensiune aparte, era înlăturarea acestei bariere care a împărțit omenirea aproape o jumătate de secol în două. Asta niciodată nu s-a întâmplat pe fața Pământului, din câte păstrează istoria ca memorie, omenirea să fie împărțită în două și cele două părți să fie dușmane. Nu neapărat imperiu cutare sau imperiu cutare. Vorbesc de sistemele sociale care au ținut această ruptură până în 89. Sigur că unii au anticipat. Nu putea omenirea să stea, să nu comunice partea asta cu partea asta la altă. De aceea a devenit simbolic atât de puternic zidul Berlinului, respectiv poarta Brandenburg. Acum se mai clădește un zid, un gard, Din păcate, din da, păcate, da. da. Domnule profesor, cu îngăduința dumneavoastră, vom reveni la acest subiect, care este foarte interesant, și la jurnalul despre care amintați că intenționați să-l dăruiți. Aș dori să le reamintesc telespectatorilor date cu privire la dumneavoastră, pentru că eu sunt fascinat, așa cum vă spuneam înainte să intrăm în emisie, cu privire la una dintre întâlnirile noastre, o filmare despre care le-am mai povestit telespectatorilor la dumneavoastră acasă, m-a fascinat și cu certitudine vă va fascina și pe dumneavoastră în cadrul ediției de astăzi. Distinsul meu invitat de astăzi este un patriarh al cuvântului. Este mezinul familiei Popescu, născut în a treia zi de Crăciun, undeva pe parcursul secolului și mileniului anterior, în satul argeșean Berislăvești, județul Vâlcea astăzi. A parcurs cursurile școlii de învățători la Sibiu și, din câte mi-amintesc eu, s-a dus cu carul la școala de învățători de la Sibiu. Asta mi amintește de plecarea domnului Eminescu la Cernăuți, când l-a dus tot cu carul Gheorghe Eminovici. Și era domnul Eminescu, era copil, era Luca, mama, îi pusese broboada pe cap și el plângea uitându-se către ipoteștii lui dragi, da.
Invitatul meu a absolvit Facultatea de Filologie, Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea română istorie. Parcursul vieții însă a fost absolut senzațional. A lucrat un an ca ziarist la ziarul Făclia din Cluj-Napoca, dacă greșesc undeva vă rog să mă corectați, la care a și debutat în anul 1954 cu povestirea Prietenul meu, după care, aici vreau să fac o paranteză neapărat, domnule Popescu, când voi termina această, mă rog, prezentare, cât se poate de succintă, am rugămintea călduroasă să-mi povestiți pentru telespectatori de data aceasta și pentru mine ar face plăcere să aud. Momentul acela al debutului cu Prietenul meu este absolut fascinant. Da. După aceea, în 1960, a fost profesor de limba și literatura română la liceul Ștefan Octavian Iosif din Rupea. Între 1960-62 a fost secretar de studii muzicale la Teatrul Muzical Brașov, astăzi Opera Brașov, fondator al revistei Dealul Melcilor și al editurii, cu același nume, director al Colegiului Național Andrei Șaguna, unde a lăsat amprente absolut excepționale, director al Centrului Cultural Reduta și multe alte demnități a avut domnia sa. Opera este una amplă pe care ne-a dăruit-o nouă spre a ne lumina și a ne înnobila. Lovituri din umbră, roman istoric, în colaborare cu Paul Antim, a fost romanul de debut, așa e? În 1967, o parte din Continent, povestiri de Nisa, roman, Torna, torna, frate, roman istoric, ce titlu teribil. Nu fără alb, povestiri și basme, urmașii lui Euclid, roman, Chemarea țărmului la Aquileia, roman, Tatăl și fiul, roman. Aici este vorba despre scrisori adresate fiului dumneavoastră Ciprian, dacă nu mă înșel, Dealul Melcilor, 21 de poeme, de dragoste, cum ar fi spus Nichita Stănescu, ar fi adăugat de dragoste mai ales, poezii, povestiri de la Pontul Euxin, povestiri, Telescop pe Dealul Melcilor, Tablete și cronici, Călătorind în China, Note de călătorie, ediție româno-chineză, Chiron, roman, 10 poeme de seară, Spre țara făgăduinței, Israel, ediție în română, ebraică și engleză, Scrisorile tatălui către fiul său, proză memorialistică, Inelul de aur, povestea iubirii dintre George Enescu și Maria Cantacuzino, Maruca, roman, lector, lictor, cronici și articole literare, Avram Iancu la Baia de Criș, dramă între acte și un epilog și, foarte importantă, este integrala de poezii Mihai Eminescu, în 1993 editat, în colaborare cu Alina Petrovici. Numeroase articole apărute în reviste precum Astra, România Literară, Tribuna Luceafărul, Argeș, Convorbiri Literare, Gazeta de Transilvania, Contemporanul, Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, etc., etc., etc. Sigur că domnia sa ne poate spune mai mult, dar ne-ar trebui o întâlnire și o ediție de 24 de ore, cel puțin, așa, domnule profesor? Da, într-o viață de care am avut parte, da, destul de lungă, nu, dacă are pasiune, poate realiza foarte mult. Da, îngăduiți-mi să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați dăruit până acum. Mai aveți o carte, dacă aveți amabilitatea să ne vorbiți. Da, e ultima. Este ultima. E un roman, se cheamă Casey. Casey. Cartea întâi, da. Roman, da. Care face parte dintr-un proiect mai mare. Acum e sub tipar cartea a doua, Judith. Și să vedem dacă timpul va fi îngăduitor cu noi, încă două părți. Da, un concept mai, să spunem așa, mai fantezist, chiar un exercițiu de imaginație. Dar romanul Casey nu puteam să-l scriu dacă nu petreceam o vreme la Stanford University, în California, în Statele Unite. În fața universității este
o rotondă de sculpturi, se cheamă Rotonda Roden. Da, e bine că țineți așa, e bine, e bine. Rotonda Roden. Sunt sculpturile, este grupul statuar creat de Roden, achiziționat probabil de universitate. Da. Și alt motiv care a generat scrierea acestei cărți a fost vizita mea acum 3 ani. Băiatul mijlociu m-a luat într-o excursie la Novgorod, pe urmele lui Rahmaninov. Așa ceva nu se poate. Și încă intenționam... Cu respect vă invidiez, domnule profesor. Dar știți de ce? Vă rog. Acolo sunt 36 de biserici, cea mai veche din Rusia. Și la ora 11 ziua bat clopotele în toate 36. Senzațional! Cine cunoaște puțin compozițiile lui Rahmaninov va auzi mereu motivul bătăii clopotelor. Și în Rapsodia pe temă de Paganini, și în concertul numărul 1, și în 2, și în 3, la un moment dat se declanșează bătaia clopotelor, sigur, încadrată într-o compoziție simfonică. Dar, între timp, cercetând așa niște lucruri, sigur, nu știu cât să zic că este într-adevăr adevărat, Rahmaninov este de origine moldovenească. Da, așa se spune. Deci această familie Rahmanin ar fi însoțit, familie de boieri moldoveni, ar fi însoțit-o între alții pe Elena, fiica cea mare a lui Ștefan cel Mare, căsătorită cu Ivan al III-lea, fiul lui Ivan cel Groaznic. Și acești boieri au fost însuita ei. Rahmanin a devenit Rahmaninov. Am găsit și o legendă asta într-un loc, am valorificat-o în romanul meu, fără îndoială. Deci și acest este al doilea motiv, faptul că deci, am avut posibilitatea să stau la Stanford un timp, apoi să călătoresc în Rusia la Novgorod, Petersburg și așa. E o poveste de dragoste. E un roman de dragoste în principal. Dar și o radiografie a timpului pe care îl traversăm. Traversăm un timp interesant, fascinant, cum spuneți dumneavoastră. S-a rupt bariera dintre cele două lumi, se poate umbla, se poate circula și omul care are un pic de minte poate valorifica acest timp istoric favorabil, frumos. Din păcate, cu conflictele lui pare din ce în ce mai ascuțite și încă o dată zic, este o oportunitate, poți să umbli și să comunici. Lumea comunică. Comunică material, comunică economic, comunică politic, comunică cultural, mai ales. Da, așa este. Dar, din păcate, văd că se promovează și militarismul destul de intens. Asta este marea cucerire a anului 89. A rupt zăgazul dintre aceste două lumi. Și, în primul rând, a adus Europa din nou la un loc. Se duc, este foarte important. Europa a trăit sfârtecarea până în 89, din păcate. Asta e adevărul. Europa nu se poate lipsi de țările acestea din partea de est a ei. Pentru că aceste țări și ele sunt clădite pe cei trei stâlpi ai Europei. Stâlpi pe care, de fapt, este construită toată lumea civilizată. Acești trei stâlpi, știți, i-a zis un cercetător român, se numește chiar Nicolae Ceaușescu, n-are nicio legătură de rudenie cu președintele României care a fost Nicolae Ceaușescu. Acest Nicolae Ceaușescu este un filozof care a trăit mai mult în Franța și el vorbește despre cei trei stâlpi ai Europei. Acropole, care a dat gândirea în adâncime, l-a dat pe Platon, cel mai mare gânditor al Antichității. Temelia. Capitoliu, romanitatea, extinderea și
Golgota, care a dat înălțimea, Iisus. Ei, Europa întemeiată pe acești trei stâlpi, ea trebuie să fie tot timpul ea însăși. Și așa trebuie judecată și această Uniune Europeană, unde vedeți ce convulsii se petrec. Dar, mă, tată, avem un extraordinar lucru. Europa e la un loc și stă pe cei trei stâlpi pe care i-a preluat America și de nord și de sud, pe care i-a preluat Rusia, în bună măsură, cel puțin ortodoxismul panslavist. Ca atare, gânditorii politici sau oamenii politici ar trebui să gândească. Să nu ieșim din parametri ăștia. Ar trebui să gândească. Să nu ieșim din parametri ăștia, că este păcat. Uh-huh. Mai s-a întâmplat ceva. Deschiderea aceasta extraordinară a dat șanse și altor lumi, altor zone să intre în comunicare. Da. Africa, Orientul Mijlociu, Asia. Circulă lumea. M-am întâlnit ieri cu o fostă elevă de-a mea, care acum e medic în Suedia. A fost conferențial universitar hematolog. Discipul al doctorului Gheorghiță. Celebrul doctor Gheorghiță de aici. A avut probleme mari la Fundene, acolo unde lucra. Femeie la 50 de ani. Și a luat hotărârea să încerce o altă linie de viață. Și a trimis un CV în Suedia și într-o dată a fost chemată la vreo 5 spitale și universități. E un cadru de specialitate înalt. Și îmi povestea cât de bine sunt încadrați acolo arabii. Deci iată cum s-au adaptat și cât sunt de fericiți că au șansa să ducă altfel de viață. Pe criteriul muncii, pregătirii și așa mai departe. Bun, și de unde sunt? Ce sunt din toate părțile. Cum a reușit să vină? Ci și în spital unde sunt eu și am o serie întreagă de tineri care au făcut studii de mici și îi am sub îndrumare. Bă, tată, să te duci din Orientul Mijlociu, să te stabiliști în Suedia sau în Norvegia sau în Danemarca, cum povestea și alți foșcolari, iată un lucru frumos al omenirii. Numai că, din păcate, unele țări nu îi mai primesc cu brațele deschise pe acești imigranți. Au, sigur, o serie întreagă de motive. Dar comunică lumea, domnule. Asta e fascinant. Comunică lumea. Da, domnule profesor. Mai sunt și mijloacele acestea, de galaxia asta, internet, deja e marea cucerire a gândirii. Lumea este, am auzit pe mulți că, domnule, din cauza internetului, cartea e în pieire și nici poveste, nu e așa. Internetul este o mare cucerire de gândire și de comunicare. Nu ne putem lipsi de ea, mergem cu ea. Dar nu putem ignora nici pe cealaltă galaxia Gutenberg, nu? Corect. Domnule profesore, da, este fascinant, într-adevăr. Până în 89, seniorii știu, greu dobândeai un post telefonic privat. Așa, un post telefonic, trebuia să ai relații, trebuia să ai un nume, trebuia să ai influență. Pentru ce? Pentru a comunica, nu-i așa? Pentru a ține legătura. Doar în țară. Ei, astăzi, instant poți comunica cu cine dorești în orice punct al acestei planete fascinante și ea pe care am cam obosit-o și cam... mă gândesc, am imaginea dumneavoastră, copilul plecat cu carul la Sibiu, în accepțiunea mea, așa cum cât mă ajută pe mine imaginația, în urmă cu o sumă de ani când mergeați, făceați primii pași în lume și iată câte ne-ați dăruit de atunci. Am rugămintea călduroasă, nu vreau să ratez acest episod, vă rog să mă iertați pentru că insist. Trecem peste prima parte,
Mă amintesc că spuneați, ați fost coleg, mă rog, ați și locuit împreună cu fratele dumneavoastră, cu un văr, dacă nu mă înșel, dacă mă amintesc eu bine, sunt vreo 20 de ani de la ediția aceea de care amintesc. Momentul debutului când ați scris... Prietenul meu. Prietenul meu, da, și mai ales dimineața, mă rog, dimineața când ați mers după vis și așa mai departe, vă rog din toate inimile. Sunt două momente. Vă rog. Acest văr al meu, Ion Apostol Popescu, cunoscutul specialist în arta icoanelor pe sticlă de la Nicula și în literatura armeană, el este înmormântat chiar la Nicula, acolo, lângă Ion Alexandru, că l-au adus pe Ioan Alexandru la Rohia, da, și l-au îngropat acolo. Deci acest văr al nostru, Ion Apostol Popescu, devenise normalist, apoi a fost student lui Blaga, unde și-a ședat teza de doctorat, l-a sfătuit pe tată, pe tatăl meu, să ne dea și pe noi cei trei băieți ai lui la școli. Eram, pare, reușiți la natură și buni școlari. Și l-a dat întâi pe fratele cel mare, pe Gheorghe. Apoi tata a fost luat în război, pe front, în răsărit. Și mama l-a dat pe fratele meu, fratele Constantin, la o școală militară în Sibiu. Că terminase ciclul elementar sau primar, cum se spune, și l-a dus acolo. Tata a venit de pe front și zice, unde e Costică? Pe ce l-am dus la școală, că terminase aici și am să nu țin, că așa am vorbit. Și unde? La o școală militară. Eu să nu mai aud de militari în casa mea. Și a dus și l-a scos pe fratele ăsta al meu și să-l aducă la normală unde era cel mare. Și tocmai terminasem și eu mezinul. 6 clase, cum era atunci, după sistemul de învățământ. Și mama a zis, mama care a fost neștiutoare de carte, trebuie să vă spun, dar avea așa aerea de isteață. Și zice, cu ăsta mic ce facem? Îl ținem acasă, la muncă. Da. S-a nimerit ca mama inspirată, da, ce i-ai făgăduit lui Armand Călinescu și domnului general Antonescu? Care veneau la dumneavoastră acasă. Care au venit la noi în 38, în 39. Că îl dai și pe ăsta. Și ei ți-au zis că dacă nu dai, îl dau ei. Hai să-l ducem și pe el la examen. Și ne-a dus la examen și dacă nu copiam la matematică de la fratele meu Costică, care era asemenea de la școală militară, nu intram. Nu mergea. Trebuie să spun că am copiat și ne-a părât un copil în timp ce așa... La matematică. La matematică. Și profesorul de matematică, care ne văzuse cu fratele lui mare înainte, i-a zis la stai jos și lasă-i în pace. Și s-a nimerit, am luat examenul de admitere și încă bine. Și apoi a venit toamna să plecăm miresele la școală. Și cum era atunci, trebuia să duci alimente, tot harnașamentul. Și tata a zis, ia să plecăm cu carul, cu boi, îi luăm pe toți trei, mai erau încă vreo trei băieți din sat și am plecat cu carul. Pe Valea Oltului până la Sibiu. Din Berislăvești. Din Berislăvești. Am tras la un consanțean al nostru și pe aceea la internat. Vreau să aici să spun un lucru. Când am ajuns, mergând noi așa în vârful carului, la localitatea Cornet, unde e schitul Cornet, cunoscutul schi de pe Valea Oltului, un pic mai sus, pe partea stângă cum mergeam noi, am văzut o cruce mare, mare. Și eu am strigat în vârful carului, ia uite câtă crucea de mare, a cui o fi? Și tata care mâna boi, zice, nu știu, ea se vorbește că e a unui prinț care a murit aici într-un accident de mașină. Așa a rămas. A unui prinț. Au trecut ani și ani și eu scriam la romanul Inelul de Aur, povestea iubirii dintre Maruca, dintre Enescu și Maria Cantacuzino.
Și între alte documentări am găsit și amintirile ei, ale Mariei Cantacuzino, se cheamă Amintirile unei prințese moldave. Superb scrisă, doamnă, în franceză, dar avem și o traducere extraordinară. E cu adevărat scrierea de tipul din scrisorile Madame de Sévigné. Avem o Madame de Sévigné în literatura română, de limbă franceză, Maria Cantacuzino. Și la un moment dat povestește cum a murit soțul ei în accident de mașină în 1928 pe Valea Oltului, în locul numit Cornet, Țuțulești. Și că acea cruce i-a fost pusă de Cantacuzini. Popa! L-am luat pe băiatul în mijlociu, haidem să vedem ce scrie pe cruce. N-am mai găsit-o. Dar știți când îngerașul te ajută, te duce. Și întrebând, am intrat în mănăstire, acolo erau măicuțele, aici era o cruce, unde e? Măicuțele nu știau. Nu știau și două dintre ele erau chiar nepoatele lui Arsenie Boca, de exemplu. Dar una din ele, chiar stareța, zice, haide să întrebăm pe o doamnă care este din sat, din comună. Poate știe ea. Și ne-a dus la o doamnă, ce da, sigur. Crucea a fost ridicată, fiindcă e monument istoric, și e dusă la mănăstirea Turnu. Cea de peste Olt, în partea cealaltă. Și acolo am găsit-o și în romanul meu reproduc textele și de pe o aver și de pe acestei cruci. Se întâlnește. În episodul pe care l-am în roman, chiar un episod frumos, Maruca face o pomenire acolo. Moartea lui Mihail Cantacuzino, prințul, soțul ei, a fost pentru ea sfârșietoare. E altă poveste, o găsiți în romanul Inelul de Aur. Deci ăsta este momentul cu Valea Oltului și crucea lui Mihail Cantacuzino, pe care eu am văzut-o când ne ducea tata, cum ziceam, ca pomirese, la internat, la școala normală de băieți, Andrei Șaguna din Sibiu. Cât privește debutul de care ziceați, a fost o poveste chiar și aici interesantă. Noi eram fi de chiabur și nu aveam burse, deși intrasem bine la facultate și fratele meu, Gheorghe, era student eminent. Eu la fel, nu aveam burse, că aveam categoria socială și atunci... Și la admitere a trebuit noi să așteptăm dacă mai rămân locuri. Ocupau locurile până la 5 după originea socială și dacă mai rămâneau locuri, în ordinea mediilor, mie mi-a trebuit medie de peste 9-70 ca să prind locul. Ce vremuri nedrept. Și mulțumesc lui Avram Iancu că am scris despre el la teza de istorie și am luat 10 și am intrat. Da, am scris piesa. Peste ani. Peste ani, da. Și neavând așa, o duceam destul de greu, stăteam pe unde puteam, mâncam pe unde puteam și într-o zi așa foame mi-a fost și am venit acolo unde aveam o cămăruță și n-am găsit decât sare. Am mâncat sare, am băut apă și m-am culcat. Și am visat că am scris o povestire. M-am sculat și am scris-o. Scrierea ei n-a durat nici, să zic așa, o oră și ceva. Am recitit-o, am copiat-o, scris-o frumos și m-am dus cu ea la ziar. La Făclie. Și acolo am găsit la secția culturală un domn cu niște oțelar cu rame groase. Bună ziua, eu sunt un student de la filologie și m-am adus o povestire. Bine, las-o acolo. Și am lăsat-o pe birou la el. N-am mai zis nimic, am plecat. Asta era joi. Duminică dimineața, am tot tras de fratele meu, scoală-te și hai cu mine la chioșc, că a apărut povestirea mea în ziar. Pe cuvântul meu, am văzut-o exact în ziar. Tata zice, bă, tu ai început să halucinezi de foame, să te faci mai aici. Face Gheorghe, pardon. Și nu s-a sculat, m-a dus singur. Ajunsesem mai devreme, a apărut și femeia, am ajutat-o să descarce acolo. Zice, dar ce faci tu aici? Și aștept să-mi dați ziarul, că eu am acolo o povestire.
nevăzând încă ziarul. Nu. Ediția este povestirea, zic, este pe două pagini de ziar. Serios. Și femeia repede a desfăcut un balot acolo, ea s-a uitat. Și tu, dar cum te-ai aflat tu? Zic, am văzut eu azi noapte, adică la 4 așa, am văzut-o eu în vis. Și într-adevăr era, vreau să spun că se plătea foarte bine și i-am dus pe toți și le-am dat o mâncare zdravă în ziua aia. Ați și primit? Am primit imediat retribuția, se plătea imediat. După aia, dacă m-am zis că se poate face un ban și așa, am continuat. Scriu articole, am mai multe culturi, reportaje pe unde mă mai trimiteau și, bineînțeles, povestiri. I-ați invitat la cină, pe ai dumneavoastră, frate, văr, dar v-au mai rămas bani astfel încât v-ați luat și ceva obiecte vestimentare, nu? Pe colegii le ziceau că sunt nababul. M-am îmbrăcat de sus până jos, mi-am luat un lodăn, mi-am luat pantalon, veston, bască. Din acei bani, primiți? Pe povestire. Deci v-ați... Era mare, era pe două pagini mari de ziar și se plătea la număr de cuvinte, sau cum să zic, da. Și se plăti bine. Și v-au mai rămas și ceva bănuți de buzunar. Deci da. Îmbrăcat, hrănit și au rămas și bani de buzunar. Și erau povestire despre cum umblam eu cu vitele pe izla asta. Eram copil, de fapt. Cam asta era. Asta, și prietenul meu era generată chiar... de dorul de acasă. De acasă. Corect. Dorul de acasă. Apropo de dorul de acasă, pentru mine a fost devastator. Ne-a dus tata în 45 la internat, la școala normală de băieți și asta era în septembrie, la începutul septembrie, iar eu la începutul octombrie am fugit. Am fugit la internat. De dor. Da. M-a apucat așa un urât și s-a pomenit tata cu mine acasă, zic, nu m-am mai dus la școală. Ba, mergi înapoi. Ca să nu mă faci de rușine acum sat, când lumea toată știe că te-am dus la școală și pe tine. Tata care fusese primar, nu? Vreme de... Încă era atunci. Trei decenii, cât a fost primar? Numai legionarii l-au dat afară și l-au urmărit să-l omoare și... După aceea a demisionat el în 46. Era bolnav. Avea un ulcer foarte urât, agresiv. Cum s-a renunțat și a avut o viață echilibrată și a revenit. Deci asta a fost povestea. Și v-a spus, mergi înapoi la școală, a venit mă faci de rușine. A venit el cu mine. Și a mers cu mine la director. Domnule, interesantă e viața asta și chiar frumoasă. Directorul era un celibatar, un Ioan Sandu. O personalitate. Fost subsecretar de stat în guvernul Antonescu la învățământ. Pus de mitropolitul Bălan. Uh-huh. Recomandat de mine. Și Ioan Sandu mă îndrăgise că eram bun la istorie, eram mereu cu mâna pe sus. Și devenisem așa un fel de monitor sau al lui. Cum nu avea copii și așa, mă lua duminică la el la masă. Dar pentru aia mie tot mi-era urât și eu trebuia să mă întorc în sat. Și am stat cu mine la el și i-a spus așa că, uite, ce-mi faci tu, copilul meu? A zis el. Și m-a luat așa sub bocrotirea lui, cum mă prindea, mă ducea la el acolo, la locuința lui. Doamna Popa a fost arestat în 47. Când s-a anunțat că a fost arestat, a venit mitropolitul Bălan și a zis să facem un memoriu pe care să-l semnăm toți elevii, profesorii, elevii. Da. Totuși, cine își credeți că i-a dat drum de închisoare? Petru Gruza, care era în relații cu Bălan și cu... Și ne-a venit din nou director. Nici 3 luni. L-au arestat din nou și l-am găsit pe lista celor morți în închisoarea de la Sighet, Ioan San, împreună cu Ioan Lupaș,
cu maniu. Deci și sunt morții din acea perioadă. Vi s-au umezit ochii, domnule profesor. Da. Dar ceva și mai interesant este, după 89 m-au ales director la Șaguna. La Colegiul Național, da. Din Andrei Șaguna. Și am luat inițiativa să punem plăci de marmură cu academicienii, cu și colegul Țuțuianu, directorul dinaintea mea, a acționat așa. Și cu șefii de promoție de la înființarea Gimnaziului Unii din 1850 până în prezent. Pe cine găsesc șef de promoție în 1910? La Șaguna. Fostul meu director la Normala în Sibiu, Ioan Sandu, care era de loc din Sâmbăta de Sus, da, unde e mormântat. Osemintele au fost aduse și mormântat acolo. A fost un fel de răsplată. Am avut doi dascăli pe care i-am întâlnit între șefii de promoție. Celebrul compozitor Timotei Popovici, care e tot șagunist, deși el era lugojan, era din partea Lugojului. Și Ioan Sandu, fostul meu director, părintele meu într-un fel. Că am mai fost și alte probleme din care m-a scos el. Da, am avut norocul ca în primii ani de normală să prind încă niște somități acolo. Mai toți erau doctori în domeniul lor, în străinătate. Doctor în științe? Lucian Bologa, Nicolae Balca, Teodor Codrescu. Erau... Deci vă dați seama cam ce dascăle aveam. Iertați-mă. Ce dascăle aveam. Am o paranteză. Vouă, celor care aveți doctorate astăzi, luate așa, nu vă este rușine când auziți aceste nume grele? Nume care au făcut istorie și în cultură și... Este tulburător ce s-a întâmplat în acești 20 de ani, mai ales, nu, chiar în ultimii 25. Oare nu vă este rușine? E ceva foarte grav, Este dramatic, domnule profesor. Nu, dar încă altceva. Avem foarte mulți tineri care pleacă la studii în străinătate, da? Da. Al altele. A plecat o rudă de noastră, cu bursă la Londra. Da. Bun. Deschide jurnalul Amintirea lui Șerban Cioculescu, absolvent al liceului Traian în 1921. Deci la nici 3 ani după războiul cumplit prin care trecuse România. În 1921, absolvenții liceului Traian din Turnul Severin au fost 27. Liceul Traian era un liceu patronat de un boier din partea locului, Dobrescu, nu știu cum, care îl și întreținea și dădea. Și zice Șerban Cioculescu, 21 dintre noi, fiindcă am avut medii de absolvire foarte bune, am primit burse de studii în străinătate. Și am plecat. Care în Germania, care în Italia, care în Anglia, care în Franța, mai mulți. Și zice Șerban Cioculescu, am făcut studiile acolo, ne-am dat doctoratul și am venit toți 21 înapoi și ne-am pus în slujba culturii și științei țării noastre. Ei, aici este grav acum. Pleacă tineri foarte buni, să avem olimpici mereu. Nu făceam referire la acest segment, domnule profesor. Ați păi de altă parte e alt segment, dar care aveți dreptate. La acești bizoni semi-analfabeți... Care s-au umplut de doctorate. Adică, la un moment dat, nu mai are valoare doctoratul. E demonetizat. Da? Din cauza acestor nefericiți. Faceți bine și le scoateți din CV-uri. La un moment dat, cred că va veni și vremea aceea când vor fi anulate aceste titluri de doctori analfabeților neamului, cărora nu le-a fost suficient faptul că au devastat această țară și au mai atribuit și astfel de titluri. Ce să spună un tânăr despre care
care face parte din segmentul despre care vorbea invitatul meu, care este absolut foarte dotat, cu multe acumulări, da, și nu are loc din cauza voastră, dar vremea voastră va trece. Știți și dumneavoastră cu certitudine, domnule profesor, nu-i așa? Câteva nume, cel puțin și din Brașov și pe plan național. Oh, da, din păcate, o rușine. Îmi vine în minte amintirile Gherdei Barbilian, soția celebrului matematician. Zice, soțul meu era tot timpul timorat de remușcarea că a primit bursă de studii de la Țițeica, la Göttingen, și unde era într-adevăr genial, dar nu și-a dat examenele și nu și-a dat doctoratul. Și era desperat. Rușinea lui că Țițeica îl întreba mereu de doctorat ca să îl angajeze la universitate. Până la urmă a trimis o teză la o lucrare la un congres internațional de matematică la Copenhaga și e chemat acolo. Și toți cei mari matematicieni se mirau că el nu e doctor în matematică, că nu-și lase doctoratul. Să nu se dă năzdrăvănit pe acolo, în Germania, dar pentru aceea totuși ascultase mari matematicieni. Și vine cu teza aia și zice, ca dă-o în coasă, fie teza ta de doctorat, ca să te pot angaja. A lucrat. În 1952, cine vine să cumpere opera, să achiziționeze opera matematică a lui Dan Barbilian? Inclusiv poetul celebru Ion Barbu, nu? Da. O delegație Academiei de Științe din Uniunea Sovietică, în frunte cu celebru Vinogradov. Dar opera matematică a lui Ion Barbu nu era tipărită, nu era nimic. Ha. El fusese profesor universitar, însă era unul care era cu ideile lui și destul de împrăștiat așa. L-au chemat la Academie, l-au închis două săptămâni de acolo și s-o facă. Între timp, delegația a fost purtată prin țară și nu știu ce, tipărită rapid peste noapte, ca să o poată da ăstora. Și când ăștia o văd două volume, zice, dar ne-l dați și pe Barbilian într-o vizită cu noi la Moscova. A fost una dintre revelațiile lui, că nu venea să creadă. Toată lumea știe, în domeniul matematicii, spațiile algebrice Barbilian sunt ale lui, creația lui. Oamenii de foarte mare valoare, de valoare reală, nu au aceste dorințe de a acumula diplome, ci de a acumula știință. Știință care s-o pune în slujba omenirii. Nu au avut astfel de... Iată, domnul Mihai Eminescu, nu? Nici măcar o diplomă de licență nu a dobândit după studiile vieneze. Așa? Și nici nu mai trebuie să amintim cine este. Și vouă nu vă este rușine, oare? Nu vă este rușine. Va trece această vreme și eu cred că nu poate, mai poate dura mult ceea ce se întâmplă acum, pentru că este o inversare, este o... Părerea mea este că fenomenul trebuie analizat mult mai extins și mai profund. Să nu uităm că a venit această deschidere uriașă după un timp de presiune. Ei, ce este grav? Că pe lângă oamenii care s-au bucurat de această deschidere și care și-au pus forțele în slujba României, să zicem, de după 89 până azi, s-au strecurat însă. Cred s-au strecurat. În primul rând sunt profitorii, să zic, materiali a economiei naționale pe care au sfârtecat-o în fel și chip. Toți s-au clădit, toți. Cei mai mulți s-au clădit pe ce au hărtăpărit din averea... Au tâlhărit România. Averea națională. Deci aici este grav. În loc să... Eu însă consider că, încă o dată spun, lucrurile trebuie analizate mai serios. Conducătorii de atunci, în frunte cu primul ales, președinte, trebuia să fie mult mai atent.
Uitați-vă, am fost în Cehoslovacia mai încoace, am avut o șansă. Dom'le, cum au putut ei să preia formele de activitate agricolă? Deci IAS-urile alea, CAP-urile, nu le-au desființat. Au dat proprietățile oamenilor, și oamenii au intrat în aceste asociații care sunt, nu e bucățică deloc să ne lucrata. Același lucru în Ungaria. Noi de ce n-am făcut la fel? Și am lăsat agricultura, care e singura noastră, de fapt, bază serioasă. Și potențial serios avem. Și am lăsat să ni se distrugă. Noroc că între timp au mai apărut niște oameni cu inițiative și au reușit să facă din nou niște asociații, dar au vândut pământul. Nesemnificativ totuși. Bine, au vândut pământul, au distrus pădurile. Este o distrugere fără precedent a acestei țări, din toate punctele de vedere. Dar marea pierdere, cred că este tot factorul uman. Pentru că generațiile care vin după noi, cei de valoare despre care aminteam, nu s-au putut afirma din cauza acestor tâlhari care au devastat România. Tâlhari ai neamului nostru, tâlhari români. Că dacă veneau alții de alte neamuri, ziceai, domne, ne luptăm cu ei, dar așa? Am venit acum pe autobuz, m-am nimerit cu o fostă elevă tocmai de la Rupea. Fiica ei este la Londra. A făcut facultatea, a fost asistentă medicală, a făcut facultatea de medicină, s-a prezentat la rezidențiat și spune, nu se poate. L-a hotărârea să plece în Anglia, unde este recunoscută și ca asistentă medicală și ca medic. Pentru ce? Bine, am mai dat niște diferențe și așa. Și îmi spunea, domn profesor, știți bine că eram o elevă excelentă și eu la Rupea. Fiica mea a fost de două ori mai bună. Aș fi vrut să o țin aici, să lucrez la maternitate, să-și dea valoare aici. Mă doare sufletul că e în altă parte. Zic, tot oamenii sunt și pe acolo. Da, da. E de aici. Și trebuia să fie aici. Părintele. Deci asta ne pleacă valorile. Da, ne pleacă valorile și nu întâmplător. Știți că studenți români sunt la Londra? La universitățile, la facultățile? Numărul chiar nu-l știu, dar... Am văzut și o statistică. 6400, doamne. În Canada, la studii în Canada, 13.700. De aceea spuneam, aceasta este cea mai mare pierdere a acestor două decenii. Absolut. Celelalte le recuperăm, le facem, le refacem, dar ce facem cu potențialul uman de calitate pe care l-am pierdut, a plecat? Puțin se vor mai întoarce. Asta creează un gol de generație, știți? Uh-huh. Sigur, nu este aceeași situație. La noi încă avem, să zic așa, izvorul bun, curat, al inteligenței noastre. Dar uitați, nenorocirea care se petrece acum în Siria, arăta cineva, a dispărut o generație. Dispariția unei generații înseamnă ruperea unei continuități de neam, domnule. Lucrurile sunt foarte grave acolo. Mii și mii de copii și de adolescenți ai nimănui mor ca muștele de foame și de sete. Se bate. Deci iată că se petrec pe glob nenorociri foarte mari. Noi încă suntem bine, ne pleacă tinerii, dar mai avem încă, totuși. Da, mai avem, dar... E trist ceea ce se întâmplă cu ei și foarte puțin se pot remarca în aceste vremuri din cauzele pe care le aminteam și dumneavoastră le știți foarte bine. Cu certitudine, printre cei care ne urmăriți acum, sunteți unii dintre dumneavoastră cu lacrimi în ochi pentru că aveți copiii plecați, da, în care ați investit și dragoste și tot ceea ce poate investi un părinte și copilul a plecat. De ce? Pentru devenirea sa. Pentru că aici nu are loc, în țara lui. Va veni o vreme când vor plăti, dar în fine, am plătit mult. Domnule profesor, mai avem 6 minute din cadrul acestei întâlniri. Cu ce repede. Da.
În calitatea pe care o aveți, mă rog, nu mai intru în detalii, aveți autoritatea și am rugămintea călduroasă să faceți un comentariu cât se poate de comprimat, pentru că nu ne mai permite timpul, cu privire la limba română, la mutilarea ei. Aveți această autoritate. Nu știu de ce Academia Română nu intervine în acest sens, pentru că este, aici este amprenta noastră genetică, este cartea noastră, una dintre ele, cartea de identitate. N-are cum, n-are cum interveni, nu. Mm-hmm. Nu, pentru că există un personal, să-i spun, mai ales în show-urile, deci în cadrul show-urilor, cum li se zice, am văzut eu, care n-are pregătirea, să zic așa, de stăpânirea a limbii române. Și atunci promovează, te crucește, auzi niște expresii, auzi niște cuvinte care multe dintre ele sunt calchierni din influențele străine, știți? Acolo, în școli, însă, să știți, să duce în continuare o mare strădanie pentru învățarea bine. Am cunosc în școli generale, în licee, unde se studiază bine limba română. O strică, cum zic, acest segment care, din păcate, e destul de amplu, fiindcă are o mare frecvență. O mulțime de televiziuni nu prea se ocupă de domeniul. Nu se ocupă deloc. Dimpotrivă, contribuie la alterarea limbii române. Am asistat, să mă scuzați, am asistat la unele emisiuni în care au fost aduse personalități. Deci, nu vreau să vă fac un compliment că păstrați un echilibru în comunicarea cu interlocutorul și suntem pe același nivel de comunicare a ideilor. Dar am văzut unele emisiuni în care te simți chiar jenant. Nu poți tu, de la postul nașul nu știu care, să te arăți mai deștept decât prințul Sturza, să-l luăm de un exemplu. Am asistat la este o mare personalitate, l-am cunoscut. Dom'le, omul aștepta să spună într-adevăr ceva. Și tu nu-i dai pas. Banco mai faci și într-o exprimare destul de zice. Este penibile. Sau vine un grup de celebri chirurgi de la Institutul Inimii din Germania. Ăla în formă de inimă. Celebru. După modelul lui a fost creat Institutul Inimii de la Cluj. De altfel cu sprijinul lor. Și vine grupul ăla. Și încep tu într-o engleză destul de... Și nu-i lași să vorbească pe chirurgia lui. Da, nu mai există disciplina dialogului. Bă, tată, mereu le-i vorba din gură, mereu le faci. Nu există până disciplina dialogului. Într-o niște emisiuni chiar puțin m-au scos din sărite, chiar și două tipe care sunt într-adevăr foarte bune și deștepte femei. Marina Constantinescu face niște emisiuni cu personalități așa și Eugenia Vod. Nici astea nici mai lasă interlocutorii să vorbească. Și atunci ce i-ai adus? Sau găsește o modalitate ca tot timpul să fie un echilibru între ce spune interlocutorul și ceea ce tu îl dirigezi, îl mâi într-una înainte. Am abdicat de la normele scrise sau nescrise ale bunei cuvințe. Bunele maniere, ești catalogat ca fiind conservator, no? Ești depășit, adică, hai, du-te de aici, dacă, no, trebuie să fii obraznic, trebuie să, știți foarte bine. Domnule profesor, un minut, vă rog, atât mai avem. Am simțit că ați inspirat arostire. Doar un minut mai avem și vi-l ofer dumneavoastră. Eu pot să spun tuturor, după o experiență îndelungată și în învățământ și în cultură și în viața socială și așa,
poporul român și succesiunea asta de generații în cadrul neamului nostru, mie întotdeauna mi-a dat încurajare, o speranță. Există o vitalitate, o rădăcină care vine din timpurile poate imemoriale și ne pleacă, dar mai avem și se mai nasc și alții. Mă uitam în sat la mine, în comuna mea, eu dau premiile copiilor, de vreo 12 ani dau premiile în fiecare an la copii în comuna mea. Sunt 860 de copii la școală. Unul mai citesc ca altul și întrebam pe director, ce se întâmplă după ce termină 8 clase aici? Păi ce uitați? Și mi-a crescut inima să-i văd la licee pretențioase, în diferite locuri. Înțeles. Ce frumos. Deci vin. Vin. Deci trebuie încurajată familia. Aha. Doamne, câte ar mai fi de vorbit, domnule profesor? Poate că cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom revedea. Vă mulțumesc și eu toată mulțumesc. Inima pentru această Îmi face întâlnire. Plăcere, fiindcă sunteți un interlocutor plăcut, inteligent și... Domnule, că și aici, știți ce e definiția inteligenței? De a anticipa întotdeauna ce vrei să se întâmple. Asta e adineaori am citit-o în Platon. Vă mulțumesc din toată inima. Să vă dea Dumnezeu sănătate, viață la lungă fel. Și frumoasă. Doamne Oameni buni, atât pentru astăzi. Pugetați la cele ce ați auzit, că au fost rostite de către distinsul meu invitat de astăzi, un patriarh al cuvântului, realmente. Vă mulțumesc din toată inima și vă sugerez, ca de obicei, pentru ca resursele neamului nostru să nu fie irosite, cei care vin și vor umple goluri mari, priviți lângă dumneavoastră și aveți grijă negreșit de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!